Onorați membrii ai prezidiului, stimați invitați, dragi colegi, vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi la deschiderea lucrărilor celei de-a 8-a conferințe anuale a Spitalului Militar Central, ediție care se desfășoară în acest an cu încărcătură istorică specială, sub deviza Medicina Militară Românească în anul centenarului Marii Uniri. Consider că această întâlnire este un moment de bilanț pentru unitatea pe care o reprezint, unitate etalon a medicinei militare românești, iar evoluția recentă este o dovadă în plus că, dincolo de atestarea documentară, Spitalul Militar Central își găsește mereu resursele necesare și puterea de a face pași semnificativi pe calea către transformare, flexibilizare și performanță. Iată câteva dintre argumentele noastre. Spitalul Militar Central este în prezent una dintre instituțiile cele mai relevante din cadrul Sistemului Național de Asistență Medicală, pregătit să întâmpine orice provocare și ancorat ferm în viitor. De ce? Pentru că în prezent este cea mai mare unitate sanitară cu paturi din cadrul rețelei sanitare a Ministerului de Apărări Naționale. Este clasificată în categoria 1. Este un spital regional, este o unitate aflată în subordinea directă a Ministrului Apărării Naționale, fiind recunoscută astfel valoarea și ponderea unității noastre în contextul instituțional. A fost acreditat de către Guvernul României prin Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, datorită calității serviciilor oferite. Este un spital multidisciplinar, care reține în acest moment, după eforturile depuse în ultimii ani, toată infrastructura necesară a abordării tuturor patologiilor, mai puțin pediatrie și obstetrică. Astfel, noi acordăm asistență medicală de urgență, servicii medicale spitalicești pentru patologie acută și cronică, servicii medicale prin ambulatoriu integrat, asigurăm asistența medicală a demnitarilor, conform prevederilor legii numărul 38, asigurăm servicii specifice medico-militare. În prezent, ca urmare a transformărilor și ajustărilor din ultimii ani, Spitalul Militar Central este mai puternic, pentru că în acest an s-a reușit readucerea în incintă a secției de boli infecțioase, care din anul 1957 funcționa în altă locație. De asemenea, în ultimii 2 ani, în anul 2016, a fost readus în structura spitalului Centrul de Boli Cardiovasculare al Armatei. În acest moment, în Spitalul Militar Central funcționează următoarele centre: Centrul Clinic de Boli Cardiovasculare, Centrul Clinic de Radiologie Imagistică Medicală, Centrul de Boli Oncologice, Centrul de Asistență Medicală Multidisciplinară pentru militarii răniți în teatrele de operații, Centrul de Glaucom și Centrul de Melanom Malign. Această abordare modernă de centralizare a serviciilor oferite în vederea eficientizării actului medical ne situează pe același palier cu unități medicale de referință din străinătate, reprezentând o etapă firească ce arată, odată mai mult, concepția conform căreia în centrul preocupărilor noastre se află pacientul, omul. Calitatea serviciilor de sănătate oferite pacienților reprezintă una dintre preocupările noastre esențiale și este în concordanță cu aplicarea standardelor de siguranță și eficientizare. Toate acestea au dus la o creștere semnificativă a adresabilității, atât din partea asiguraților casei OPSNAS, cât și a populației civile, iar aceasta se vede în raportările către instituțiile de profil, dar și indicatorii de performanță. Lucrurile sunt în evoluție și, așa cum v-am spus, în prezent lucrăm la proiecte de viitor pe termen scurt și mediu. Pe termen scurt ne propunem să finalizăm lucrările de modernizare a Centrului de Diagnostic și Imagistic, care va cuprinde 2 aparate computer tomograf și 2 aparate de rezonanță magnetică. Vom finaliza în scurt timp lucrările de amenajare a spațiilor pentru Centrul de Excelență în Imagistică Neinvazivă Multimodală Cardiovasculară și vom operaționaliza aceste activități medicale. Ne preocupăm să finalizăm amenajarea spațiilor pentru Centrul de Stroc, care să permită tratarea urgențelor cerebrovasculare, care pot fi incompatibile cu viața dacă nu se intervine în regim de urgență. Suntem într-un proiect cu Banca Mondială care trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2020 pentru un bunker de radioterapie și o construcție nouă pentru Centrul de Boli Oncologice, ca răspuns la creșterea adresabilității acestor servicii oferite de foarte puține centre în țară. Medicina românească, prin întreg parcursul ei, dovedește că merită să fie susținută și încurajată, iar încrederea este susținută și prin faptul că managerul unei astfel de instituții trebuie să acționeze pârghile de dezvoltare durabilă, care sunt, în opinia mea, infrastructura, imagistica și IT-ul, ducând astfel instituția în viitor. Aceștia sunt factorii de progres prin care oamenii valoroși, bine pregătiți profesional, motivați, vor găsi în cel mai scurt timp posibil diagnostic și tratament individualizat pentru fiecare dintre cei care se vor adresa specialistilor din Spitalul Militar Central și nu numai. Iată de ce organizarea celei de-a 8-a ediții a conferinței anuale a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila stă sub semnul renașterii. Și alături de partenerii noștri tradiționali, ne propunem să organizăm un eveniment de excepție, capabil să ilustreze într-o manieră definitorie standardele actuale de performanță ale colectivului nostru, dar și obiectivele pe care dorim să le îndeplinim pe termen scurt și mediu. Prin această suită de manifestări științifice, medicina militară dovedește odată mai mult că are curajul și dreptul de a spune că anul centenarului trebuie să reprezinte un moment de referință în demersul de elaborare a strategiilor pe termen mediu și lung privind necesitatea investiției în oameni pentru oameni. Și aceasta deoarece nu putem vorbi de calitate în niciunul din domeniile pe care le reprezentăm noi cei prezenți în această sală dacă nu investim în calitatea actului de educație și a celui de sănătate. Astfel, în desfășurătorul evenimentului veți găsi mese rotunde pe tema chirurgiilor de vârf, cum ar fi robotica, neurochirurgia sau chirurgia cardiovasculară. Toate acestea beneficiază de colaborarea unor specialiști recunoscuți din țară și de peste hotare și sunt susținute prin intermediul transmisiilor live ca parte incipientă a sistemului integrat de telemedicină care se dorește a fi implementat în viitorul apropiat în Spitalul Militar Central. Că această manifestare științifică poate fi privită și ca o predare de ștafetă pentru a aduce mai departe valorile și preocupările medicinei militare. Dacă ar fi să rezum într-o singură idee, aș spune că astăzi Spitalul Militar Central este o forță, o instituție remarcabilă, de referință, a cărei relevanță este dată în primul rând de resursa umană, iar această conferință e doar un exemplu al performanțelor noastre. Vă invit să fiți alături de noi astăzi, ca și ieri, pe drumul nostru spre un mâine pe care îl construim așa cum visăm. Dar în calitate de Ministru al Sănătății vreau să vă asigur că veți avea întotdeauna în mine un partener loial, un partener corect și Ministerul Sănătății și eu personal vă vom sprijini întotdeauna pentru toate acțiunile care au scop creșterea gradului de satisfacție al pacienților. Urez succes lucrărilor, vă urez succes dumneavoastră în continuare și încă o dată mulțumesc pentru invitație. Pentru că nu am niciun fel de dubiu că așa cum a pornit medicina în această țară, adică de la dumneavoastră, așa trebuie să și continue. Pentru că, așa cum am făcut de fiecare dată, prefer să intru într-un dialog cu dumneavoastră, un dialog onest, prefer să vă împărtășesc gândurile mele în calitate de prieten, cum spunea doamna general, prieten al Spitalului Militar Central, în calitate de coleg al dumneavoastră și pentru un timp, nu știm cât, în calitate de coechipier în efortul acesta pe care împreună de un an și mai bine îl facem pentru a consolida ce alții au început cu foarte mulți ani în urmă, anume imaginea și prestigiul celei mai reprezentative unități medicale din sistemul medical-militar și, de ce nu, doamna ministru, din sistemul medical românesc. Și îmi permit să fac lucrul acesta fără falsă modestie, pentru că eu chiar cred că avem în față parte din elita medicală românească. Și dacă îi vedeți în uniforma militară, doamna ministru, să știți că sunt numai cei la vedere, adică îi distingem pe militari, pe medicii militari, pe personalul medical-militar, din rândul mare al celor care slujesc în fiecare zi medicina militară, nu doar în Spitalul Militar Central, ci în toate celelalte spitale ale Ministerului Apărării Naționale. Discutăm de o adevărată rețea. Sunt 11 spitale militare, fiecare cu performanțele sale și, desigur, perla coroanei Spitalul Militar Central. Și să nu uitați niciun moment că dumneavoastră nu sunteți doar medici sau personal medical. Dumneavoastră sunteți reprezentanții unui sistem medical aparte, acela militar, și vă rog ca până la sfârșitul activității dumneavoastră să continuați să faceți cinste acestui lucru, așa cum faceți și astăzi. Să deschidă noi orizonturi și să ducă mai departe prestigiul medicinei militare românești. Iar pe dumneavoastră, medicii militari consacrați, vă încurajez să le transmiteți cunoștințele și expertiza dumneavoastră, tocmai pentru a-i ajuta să devină și ei profesioniști de excepție. Anul 2018 este deciunul în care valorile și reușitele trecutului se împletesc cu planurile de viitor. Trecutul, așa cum am văzut, este fără îndoială unul cu care ne putem mândri. Viitorul, așa cum am spus, le aparține tinerilor, cărora le revine misiunea de a duce mai departe numele generalului dr. Carol Davila și de a fi ambasadorii medicinei medico-militare românești în întreaga lume. Ceea ce am rostit astăzi reprezintă esența mesajului lăsat de președintele României, excelența sa, domnul Claus Iohannis, în Cartea de Onoare a Spitalului. Datorăm toată cinstea și prețuirea cadrelor medico-militare pentru abnegația, dăruirea și profesionalismul pe care îl pun zi de zi în slujba pacientului. Vă mulțumim și mă înclin în fața dumneavoastră.